Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte kilometru Tel Drum de 800 de metri? Da, cum să nu. Era un kilometru mai scurt. Da. Am făcut un drum și ca să iasă numărul de kilometri comandat, câți bani vă dăm pentru 30 de kilometri? Dar, boss, nu sunt decât 24, ai 25. Face un kilometru mai scurt și iese la număr. La intrat la apă, metru. Da. E greu cu măsurătorii în România, ca să nu se greu cu lungimile, să nu se interpreteze. La Vaslui, de exemplu, s-a făcut o pistă de atletism de 411 metri în loc de 400. Vezi, aici s-a dat de la ei. Da. În schimb, s-a scurtat la pista de alergări pentru sărituri. 12 metri. Acolo s-a mai... Elan mai scurt. Da. Elan mai scurt. Atletism e bună, mai lungă, să aibă timp să oprească. Ai văzut că uneori au dificultăți cu opririle. Exact. Și la sărituri, să nu fie triplu salt, e practic dublu salt jumate sau ceva. Toată afacerea a costat 1,5 milioane de lei pentru reabilitarea pistei de alergare a stadionului municipal. Și evident, spațiul respectiv trebuia folosit pentru antrenamente și competiții, nu pentru promenadă. Stadionul municipal are acum una dintre cele mai moderne piste de alergare din regiunea Moldovei, care însă nu poate găzui nicio competiție, scrie publicația Vremea Nouă, pentru că pistele au dimensiuni greșite și nu pot fi omologate. Un profesor de atletism citat de această publicație Vremea Nouă spune, citez: materialele folosite sunt de calitate superioară. Pista a fost turnată profesionist, fără să rețină apa atunci când plouă. Din păcate, nimeni nu a ținut cont că e mai lungă decât trebuie. Este exclus să găzduim orice fel de competiție oficială, pentru regulamentul este clar. Suprafața trebuie să aibă lungime de 400 de metri. Doamne sfinte. Chestia e, vezi, aici ai putea să mai tai. Problema e cum faci să lungești în partea cealaltă. Că de tăiat să mai taie, dar știi cum e, măsoară de două ori să ai o dată. N-ai cum să tai, a? Din pistă, păi să faci. O barieră. Da, le faci undeva un podeț. E bună pentru antrenament, mă. Te antrenezi pe ceva mai lung, uite, da. Și când te duci în competiție, e rupt. Păi stai să vezi. Deci problemele sunt mai vechi. Pentru că la un moment dat, când Vaslui avea echipă de fotbal în Liga 1... Ce vremuri, contemporan. Acum vreo 10 ani, când era domnul Adrian Porumboiu. Pe vremea respectivă, pentru că era fotbal puternic acolo... A fost, să știi. Da, asta zic, da, s-au făcut era unele... Wesley, în Doe. S-au făcut unele modificări la sectorul de atletism, ca să joace fotbaliștii mai bine, ceea ce în cele din urmă nu s-a mai întâmplat, dar au mai tăiat, i-au mai mutat pe ea de la atletism, au zis, dă-vă puțin mai într-o parte, că avem treabă cu fotbalul aici. Și au tăiat chestii, au mai scurtat, au mai nu știu ce, și prin urmare atleții au fost nevoiți să se adapteze și să învețe acum circumferința cercului mai bine. Iată ce spune același profesor de atletism. Citez: când lucrăm la antrenamente, tot timpul dăm înapoi linia de finish. La o tură de 800 de metri, spre exemplu, pentru sportivul de pe culoarul 1, dăm înapoi linia cu 22 de metri. La 1200 de metri dăm 33 de metri înapoi. Și tot așa. Deci iată, soluție există. Deci numai, vezi că nu să vor. Să puțin da, silință. Exact. Da. Probleme sunt și cu groapa de nisip, a cărei pistă este foarte scurtă. În mod normal, pentru o probă de triplu salt, ar trebui să fie cu 10-12 metri mai lungă. Nu este, mai sărim, facem triplu salt, sărim mai puțin. Da. De ce să sărim atâta? Sărim și noi cât avem loc. Da, lucrările, cum spuneam, au fost serioase și costisitoare, 1,5 milioane de lei. Pista a fost refăcută de la fundație, s-a decopertat până la 20 de centimetri adâncime, s-a pus argilă, s-a compactat, piatră de balast, piatră spartă, s-a realizat sistemul de drenaj, s-a turnat asfalt super fin, deasupra tartan, totul frumos, s-a schimbat sistemul de iluminare nocturnă. Dacă ar fi avut, mă, o ruletă la ei... Deci au avut compactor, au avut tot ce trebuia, au venit cu asfalt. Bă, dar unul n-a venit cu ruleta. Dar să plece unul cu un ghem de spoare și tot o făcea. Da, mă, frate, să se gândească. Bă, dar nu măsurăm și noi totuși cât să muncim noi aici? Adică nu muncim și noi la metraj? Cum să face? Cât despre partea cu fotbalul, la stadionul reabilitat, măcar parția reabilitat, nici acolo nu merge prea bine. Îmi pare rău că trebuie să vă spun. Comisia de omologare... Și asta răutăcioasă, a decis, a venit, a văzut, veni vidi și i-a picat, că a decis că stadionul nu poate fi omologat, nici măcar pentru meciurile din Liga a 3-a. Acea eu, n-are porți, ce n-are? Băi, lipsesc mai multe chestiuni. Au venit oamenii din comisie, pompieri de la Federația de Fotbal, de la astea, Ligă, nu știu ce. Ca pe organizatorice. Da, nu s-a putut. Și oricum, trebuie să vă spun că omologarea fusese cerută de Sporting Juniorul Vaslui. Echipă care, din cauza problemelor financiare, nu se știe dacă va mai reprezenta orașul sezonul viitor în eșalonul al treilea fotbalistic. Ăștia se adaugă la palmaresul. Da? De la Vaslui? FC Vaslui a dat faliment în 2014. Uh-huh.
când și-a luat mâna de pe ei, domnul Porumboiu. Nu s-a mai făcut Porumboiu anul ăla? Care a fost fiert că săracul, dacă nu s-a chinuit să ia titlul și l-au... A fost nemulțumit că nu s-a luat titlul. Așa. A avut o super echipă acolo. Mm-hmm. Serios, cu Wesley, cu Sămărtean. Da, 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 se bătea la titlu an de an. Bombă echipa. Și Raul Lusescu, în fine. Și în 2014, când însu s-a șutit, a dat faliment. S-a șutit. Și acum, anul trecut, cumva au luat palmaresul ăștia, juniorul Vaslui, despre mm-hmm. care nu știm încă prea multe, decât că erau prin Liga 4. Da, ar vrea, dar uite, nici nu e bine să... Dacă promovează, n-au să joace. Că nu e omologat stadionul, deci mai bine să nu se zbată și promovările astea aduc o grămadă de pericole. Zafo să vadă. Da, uite, ajunge în Liga 1. Băi, ne-am făcut echipă. Habar n-aveți ce urmează anul. Stadionul e în... Dacă nu vi-l omologează. Mamă, nu mai pot cura tu. Ți-ai pus problema asta? Cum ar... Vezi că n-are pistă, lasă-l așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.